ce există violență între cuplurile penticostale în special. Când mă gândesc la conceptul de penticostal, um, sunt pe o penticostal, slujesc în biserice penticostale, dar nu numai. Însă tare mă tem că noi uh, ne avem pretenții, adică avem o pălărie prea mare. Uh, Dumnezeu are copii și el nu i-a botezat pe unii pe baptiști. Noi ne-am pus etichete unii pe alții spre paguba noastră. Da? De ce este violență în familiile în credincioșilor? Pentru că nu ai ești credincioș, Alin Dragă. Nu se poate să iubești o persoană, să săruți un obraz și după aceea să-l pălmuiești. Nu cred că bărbăția își pune mintea cu cu o femeie. Nu, nu, e dincolo de rațiune să, să pretins că dragostea folosește forță, nici vorba, nici vorba, deci nu. Aici vorbim de nepocăință crasă, de lacune grave în caracter, de um, comportament subuman, sub demnitate, deci, dragii mei, Pavel aș spune, asemenea vorbe nici să nu fie pomenite între voi, frați și surori. Oamenii ăștia nu mai spocăiți de mult au nevoie de atingerea Duhului Sfânt. Pe care de violență, bărbatul, având de vedere că inclusiv orice lege din România și de orice țară așa mai evoluată, clar condamnă violența domestică, bărbatul de multe ori, așa din ce -am mai văzut, experiențe, discuții, folosește o violență poate verbală sau provocatoare, încât se întâmplă de foarte multe ori datorită vorbelor, expresiilor pe care le folosește bărbatul sau modului de a reacționa sau nu a reacționa la o anumită situație, încât soția își ia să din pepeni și începe și, mă rog, ce poate să facă ea la un bărbat să-l pițice, să știu, chestii de genul ăsta. Tot în, în latura asta de, de, de violență și mai mult morală, să spun așa. Că, până la urmă, urmei, ce poate să facă o femeie? Da, violență verbală. <laughs> da. Vandagii mei, ne-am încercat să răspundem la o întrebare bazică. De ce m-am căsătorit cu tine? Și am înțeles ce a fost în mintea noastră, sau am văzut, ne-am amintit, și ce în mintea lui Dumnezeu și în inima lui. Acum, când un bărbat este că să se poarte cu soțul lui, așa cum Hristos se poartă cu biserica, oare Hristos e violent în limbajul lui? Nu. Uh, el spune foarte clar Uh, învățați de la mine, eu sunt blând și zbărit cu inima, la jugul meu, e bun, să mai ușoară. Uh, acum, biserica uneori nu se poartă cum trebuie cu Hristos, că noi suntem biserica, dar știm noi cum suntem. Dar când înțelegem și ne asumăm cele două roluri, noi, bărbații, rolul lui Hristos și soțiile rolul bisericii, lucrurile se așează în normalitate. Adică nu mai vorbim de violență, nici verbală, nici... Uh, de alte factori, dar fizică, da? Și când apar lucruri de astea, e clar, e nevoie de un duc de pocăință, de o mărturisire a păcatului și de o întoarcere cu față spre Hristos.